Andrei răspunde, penibil ești tu. Trebuia să te fi lăsat să sari gardul și să mulțumești că ești astăzi aici. De la ce? De la ce? Avem noi așa un drag, unul drag față de celălalt și de asta cred că ne place să ne... Dar de la ce ați început? Tachinăm. Pentru că inițial conflictul fusese între Robert, repet, și doamna Iuliana. Tu, Andrei, ai vrut să o susții pe doamna Iuliana și să iei, practic, partea în fața lui. Nu, aveam eu ceva. Aveam eu drag. Trebuia să spună el, trebuia să spună... Da, am eu drag de Robert, rău, și îmi place să-l tachinez, nu știu de ce, da. Așa îmi vine mie. De fiecare dată când o să fie, nu știu. Totuși, Andrei, spui lui Robert că ai luat și tu glumele lui Laurențiu. Ai căpătat și tu ceva de la el. Mai stai pe lângă el, că mai ai de învățat. Nu știu, dar le stă așa bine împreună. Adică ce a învățat? Ce glume are de la Laurențiu? Glumele lor frumoase. Păi, dar nu, că a venit Laurențiu odată la mine, a venit cu un inel și mi-a cerut prietenia. Exact, mi-a luat ca aminte, da. A venit acum vreo două, trei zile, mi-a venit cerere de prietenie, a zis că vrea să fie prietenul meu. Robert îi răspunde lui Andrei. Sau Lăbuș, auzi, cum ar veni. Eu nu mă duc în camera confesiunilor să spun tot. Și ai fugit de 13 ori până acum. Cum a fugit de 13 ori? Sau ce ai zis? Ai spus de Andrei că s-a dus în camera confesiunilor și a fugit de 13 ori. Nu, zic că de fiecare dată când a fost ceva, el s-a dus în camera confesiunilor. O dată am fost, atât. Așa. Dar m-a văzut el de vreo 13 ori. S-a dus să iau pedeapsă o dată, s-a mai dus o dată să nu se mai pune, nu știu de ce. El a zis la început că el nu se intre în camera confesiunilor pentru că el răspunde tot în față. Adică nu are nicio treabă, nu. Păi da, i-am spus în față, dar dacă am văzut că Robert nu înțelege și nu știe să accepte o glumă sau să accepte înțepăturile care le fac eu așa cum îmi place mie să se prindă de el, n-am ce să-i fac. Păi am zis, trebuie să apelăm la staff. Păi ție-ți plac înțepăturile, mă, băiatule? Mie-mi place altceva. Să-l mai calmeze pe Robert. Avem gusturi diferite. Dar, Robert, cum adică ai pus o firmă pe Andrei la început? Ce ai împrumutat? Venit aici cu... Ce ai împrumutat? Eram vai de cap. Contează, ce, cum, m-au luat ce de la gunoi. Nu, nu, nu vreau să-mi dați nume. Eu vreau să dați nume, firme. Nu, eu vreau doar atât să te întreb. Ce ai împrumutat? El știe, nu. Când am venit... Ați făcut schimb de haine? El știe, nu mai am. Când am venit aici... Robert știe foarte... Nici nu vreau să mai discut subiectul. Știe foarte bine staff-ul, că de la gunoi m-au luat când m-am înscris aici. Tu spui că ai împrumutat lui... Aveam o salopetă. Știu foarte bine. Eu vreau să-i mulțumesc astăzi lui Robert pentru ceea ce sunt. Deci, Robert spune că i-a împrumutat lui Andrei haine la început, a pus o firmă pe el. Andrei spune că n-ai avut în viața ta geacă de 350 de euro. Eu vă întreb așa, uite, voi vă vedeți la televizor vorbind, voi bărbați, da? La vârsta asta, vorbind despre, da, da, blugii mii sunt mai scump decât ai tăi. Voi, ce părere vă face? Ne tachină am, doamna Mirela. Și eu zicea, Așa e iubirea asta, la început e așa, mai, nu vedeți, e aiurea. Voi cred că ați putea fi foarte bun prieten dacă ați trece peste anumite orgolii. Exact. Eu sunt sigur de lucrul ăsta. Chiar și Robert. Chiar vorbeai cu Traian și spuneai că... Te-ai împăcat cu Robert la rugămințile, mai știu, la rugămințile admiratorilor. Cum am împăcat, am vrut să asta a fost fiu așa prieten adică, cu toată lumea. Să adică noi facem, cum ar veni, eu trebuie să să le dau o șansă, ca în iubire. M-a întrebat pe mine, Robert, pot să vorbesc și cine eu cum m-a întrebat pe mine. Trebuie să spună ce trebuie să fac. Stai puțin, Robert, stai puțin să ne spună. M-a întrebat pe mine, de ce nu mă lași pe mine, de fiecare dată te bagi așa. Scuză-mă, uite, să mă întorc. Gata. Și aia azi. Gata. Am o zi așa frumoasă, doamna Mirela. M-am trezit și eu în sfârșit. Dar stați că eu vreau să întreb un lucru. Da, bă, v-ați și tu, uite, arătați bine. Totuși vreau să vă întreb un lucru. Între voi e bătălia între cine-i masculul alfa aici în competiție, care e mai puternic, care e mai șmecher, care e mai bine. Oricum, Andrei e mai presus decât toți, așa spus. Și tu la fel, Denisa. Eu nu mă leg de el. Nu mă leg de el. El își dă importanță. Importanță de la mine n-are. Deci dacă n-are importanță de la altul, măcar să-și dea singur. Mă deranjează lucrul ăsta. Ce te deranjează? Că Denisa se crede mai prejos ca mine, nu știu. De ce? Nu, e adevărat, tu te consideri mai prejos ca toți, așa ai spus tu. Păi, dacă mă consider eu mai prejos, înseamnă că tu ești mai prejos. Da. Nu trebuie. Deci tu în sufletul tău trebuie să te simți bine. Mă simt bine oricum, Andrei. Dă Denisa lecții și clasă, exact. Clasă, lecții și meditații, mi se pare. Da. Da. Și faci și cursuri, nu? Și ce crezi? Și ce crezi? Și plătești. Știi în ce? Ei, ce faceți
În dolari, frate. Măi, băieți, ce faceți aici? Păi, Robert... Băi, cât ani aveți? Noi unde ne aflăm aici? I-am zis că o plătește și el... Știi în ce? Păi, eu... Și cu prietena acolo lângă. Și cu prietena acolo. Robert a spus că îmi dă lecții și clasă și tot. Nu eu am spus. Păi, da. Păi, voi nu puteți chiar să faceți niciun pact? Măcar așa, pentru bunul mers al competiției. Deci eu chiar trec pe lângă el, îi fac cu ochiul asta, un alta și nu mă bagă deloc în seama. Dacă nu scrie o cerere, nu se poate. Nu știu, trebuie să fac o cerere. Ori la staff, ori lui. Sau să mă dea în judecată, dacă e ceva. Da. Nu știu, cred că asta ar fi, da, asta ar fi cea mai bună. Cristina, tu te amuzi. Nu ți se par simpatici cei doi? Dacă cumva ar vrea să îngroape securea asta a războiului, nu crezi că ar fi niște băieți care s-ar înțelege chiar bine? Doamna Mirela, nu e război. Asta este decizia lor, dar chiar sunt amuzant. Ce război? E vreun război între noi? Nu e război. Nu avem nicio treabă. Război e să te duci la el, să așa... Eu tot încât vine la mine dacă e de singură parte. Și el vorbește despre mine, eu nu vorbesc despre el. Doamna Iuliana îi spune lui Andrei, ce poți să-i ceri? Un om violent, un bețâv? S-a dovedit aici cum este, dar el cu noi nu poate să dovedească nimic. Traian zice, când s-a îmbătat, a avut noroc, îi s-a tras atenția, că dacă nu erau acum numai ravagii pe aici. Și așa a făcut mereu. Doamna, mâinile dimineața lui Robert. Da. Doamna Mirela. Să-mi dați o doză. Doamna Mirela. Doamna Iuliana. Mă ascult. Vreau să-mi cer scuze că l-am jignit. Nu ai problemă, doamnă. Nu o să mai fie din partea mea nimic. Știți de ce m-a deranjat când când a dat cu șutul în acea cutie? Chiar în picioarele lui Traian a dat-o. Doamna Iuliana, eu n-am ce să vă demonstrez dumneavoastră. I-a tăiat brosul. Și asta așa e. Robert, asta așa e. I-a tăiat... Dar dumneavoastră ați demonstrat. Da, e adevărat, doamna Mirela, i-a tăiat și papucul, așa este. Cum adică i-a tăiat papucul? Păi i-a făcut o tăietură la Adidas, când a dat cu șutul în cutie, drept, dacă mai era un pic, eu dădeam în față, poate. I-ai rupt șotrocanul. Papucii? Nu. Erau șotrocanii noi. Aveam și niște galoși noi și... Măi, ce-i cu voi? Doamna Mirela, nu are nimic din punctul meu de vedere, am încheiat orice vreau să trec cu bine pe anul următor. Mi-a spus domnul numerolog da. Să nu mai vorbesc. Eu nu pot decât să mă bucur. Deci mă bucur din suflet, dacă vreți să mergem și noi pe liniște și pe împăcare.